dragi telespectatori, scriitorul Alexandru Cosmescu nu este un nume foarte cunoscut cititorului basarabean de astăzi. Poate pentru că scrierile lui n-au fost publicate până acum în grafie latină. Prozatorul, dramaturgul, eseistul și traducătorul Alexandru Cosmescu a fost însă o figură de excepție în mediul literar basarabean din cea de-a doua jumătate a secolului 20. Abia acum, la centenar, apar la Iași, la editura Vasiliana 98, în colecția Basarabia în cultura română, coordonată de profesorul universitar și scriitorul Cătălin Bordeianu, trei cărți de Alexandru Cosmescu. Vârsta succeselor, Darurile magilor și La hotarul negurilor, volume îngrijite de fiul scriitorului, de poetul și eseistul Alex Cosmescu. Aceste cărți recuperează cele mai reprezentative pagini din creația scriitorului. Vârsta succeselor include o piesă cu un conținut în mare parte autobiografic, în care se cuprind date din viața scriitorului, dar și din cea a comunității de scriitori și oameni de cultură anilor 60-70. Întrucât piesa însuma și evenimente care s-ar fi petrecut peste Prut, este expulzată atunci din șpalturile revistei Nistru, unde urma să fie publicată. E vorba de anul 1970. Apare în aceeași revistă, abia peste 18 ani, într-o perioadă relaxată ideologic, în 1988. Piesa este o meditație despre ratarea unui om de cultură într-o Basarabie postbelică, cu toate interdicțiile și controlul ideologic bine cunoscute. Tema ratării se conjugă aici cu cea a totalizărilor unui artist într-un mediu ostil creației. Insistența asupra acestei teme, scrie prefațătorul Alex Cosmescu, sugerează că însăși piesa pare să fi fost scrisă de Alexandru Cosmescu drept text care să-l justifice în fața propriilor ochi în rechizitoriile făcute în pragul vârstei de 50 de ani. Volumul La hotarul negurilor conține un fragment din romanul cu titlul omonim, rămas în câteva variante de manuscris. Fragmentul recuperează o altă pagină din biografia scriitorului, cea de student basarabean aflat în România anilor 1940. Refugiat peste Prut împreună cu tatăl său în 1940, studentul cu accent basarabean recuperează atmosfera românească din acei ani, recuperează ceva din tensiunile valurilor de refugiați, din tribulațiile legionarismului, din întreaga temperatură politică incandescentă de atunci. La fel ca și piesa, acest fragment care unește cele două maluri ale Prutului demontează teza sovietică a două limbi diferite, moldovenească și română. Personajele lui Alexandru Cosmescu vorbesc o singură limbă, cea română. Și se înțeleg perfect. Nu se știe, comentează fiul scriitorului Alex Cosmescu, dacă acest roman a fost gândit de la bun început ca literatură de sertar. E clar că fiind lipsit de patină ideologică,
Oricum, n-ar fi fost acceptat de nicio editură atunci. Așadar, nu se știe dacă a fost gândit din start drept literatură de sertar sau a fost abandonat în favoarea altor proiecte. Colegul de generație al lui Alexandru Cosmescu, Alexandru Gromov, nu își poate stăpâni entuziasmul la lectura romanului sau mai bine zis a fragmentului de roman semnat de Alexandru Cosmescu. Am citit pe nirul suflate, mărturisește el, rezemat de un stâlp la stația terminus a autobusului de Durlești. Doamne, mi-am zis, uite cum trebuie să scriem și uite în ce limbă. Într-adevăr, era o mare noutate în acei ani și stilistica, și limbajul, și temele abordate de Alexandru Cosmescu. Eseurile din volum sunt preluate parțial din cărțile rămase în grafie chirilică, Crugul Lunilor și Maestri și Învățăcei. Alte eseuri de aici sunt preluate din presa timpului și din arhiva personală a scriitorului. Primul eseu este și cel mai interesant. Este evocarea întâlnirii dintre Alexandru Cosmescu și Sadoveanu. În calitate de sol al Moldovei sovietice, scriitorul nostru, Alexandru Cosmescu, îi face o vizită lui Sadoveanu în reședința sa, unde este servit cu dulcețurile preparate de doamna Valeria și îi povestește pe larg celebrului scriitor despre colegii de breaslă de la Chișinău. Aflăm că maestru își dorea cărțile noi ale lui Andrei Lupan, George Meniuc, Liviu Deleanu, Nicolae Costencu, Bogdan Istru. Ce îndeamnă Sadoveanu pe scriitorii moldoveni? Să extragă cât mai multă seva artistică din Neculce, din Eminescu, din Creangă, dar și din creația lui Turgenev și Tolstoi, din creația scriitorilor ruși. Uimitor este că în ultimele ceasuri ale lui Sadoveanu, tot Cosmescu e privilegiatul acceptat din o mulțime de oameni cu nume mari în ierarhia culturală și literară românească pentru a-i fi înmânate cărți care să ajungă la Chișinău, cărți semnate de Sadoveanu. Alte eseuri sunt, cum le numește prefațatorul, exerciții de admirație pentru scriitori clasici, cum e Perot, Creangă, sau pentru scriitori locali, Radmil Portnoi, Ion Bradu, Nicolae Rusu, Igor Crețu, despre care scrie cu multă căldură și apreciere. Unele eseuri, precum Pildele lui Solomon, eseu scris în 1980 sau Recitindu-l pe Ion Creangă, eseu care datează din 1964, sunt adevărate poeme în proză, impregnate de lirism și însoțite de o discretă amprentă emoțională. Stilul fluid, alert, suplu, într-o excelentă limbă română, amintește de un alt eseist care a dat o lecție de scriitură moldovenilor, Alexandru Robot. Ambii au fost, pentru confrații de condei, niște maestri în toată puterea cuvântului. Prin eseurile lui Cosmescu redescoperim o întreagă epocă cu scriitorii și oamenii de cultură pe care azi i-a acoperit timpul. Pe Ion Bradu, un scriitor despre care nu se știe mai nimic, astăzi îl aflăm din paginile acestor eseuri. Alexandru Cosmescu, în calitate de consultant literar pentru proză la Uniunea Scriitorilor, i-a dat prețioase recomandări lui Ion Bradu și i-a îngrijit volumul de debut. Un
sprijin esențial în acel moment de derută pentru un tânăr scriitor care trăia o criză a identității și care își amintește că prima lui carte era un manuscris necăjit pe care, zice el, îl tot purtam ani de zile cu mine, de la o redacție la alta, mereu renunțând și mereu revenind la el. Mai târziu, la o adunare a scriitorilor, Alexandru Cosmescu vorbește în termeni apreciativi despre prozatorul Ion Bradu, afirmând că important nu este doar talentul lui Ion Bradu, dar faptul că se distinge clar din masa altor scriitori, din rândurile altor scriitori, ci îi notează originalitatea artistică. Și concluzionează că Ion Bradu poate sta cu demnitate alături de prozatorul Ion Druță. Recomandările lui Cosmescu erau mană cerească pentru scriitorii debutanți. Scriitori care treceau pe atunci nenumărate filtre de cenzură până a fi publicați. În discursurile publice ținute la Uniunea Scriitorilor, cu diferite ocazii, Alexandru Cosmescu oferea prețioase indicații de creație și se avânta în digresiuni despre literatura universală, care erau adevărate lecții de literatură pentru cei prezenți. Uneori cărțile comentate de scriitori, cărțile scriitorilor locali comentate de Cosmescu serveau doar rampă de lansare pentru digresiunile lui despre literatura universală, despre ce înseamnă cu adevărat literatura. Cei care l-au cunoscut și apreciat și amintesc că la biroul lui de la Uniunea Scriitorilor sau în casa scriitorului se organizau ședințe de mentorat în care tinerii scriitori beneficiau din plin de generozitatea intelectuală a lui Alexandru Cosmescu. Cosmescu își amintește Ariadna Șalar: am impresia, de mult hotărâse să-și consume potențialul lui excepțional de spiritualitate, întreținând vie flacăra intelectualului în acele timpuri grele. Și contribuind la formarea unei confrerii intelectuale pornite să cugete, adică să îndrăznească a gândi în continuare. Sămânța care a încolțit prin dânsul, scrie Ariadna Șalari, de care nu s-a folosit el personal, ci a lăsat-o să se fructifice în alții, a întreținut atmosfera aceea de elită gânditoare, fără de care o societate cultă nu se poate dezvolta. Ascultându-l, simțeai cum îi se despletește gândirea vie, cum îi se încheagă, căutând nu o mecanică debitare a unor lucruri însușite cu care vrei să impresionezi, să epatezi, ci o permanentă căutare în sine și în alții pentru a găsi răspunsul care nu-i dă pace să trăiască, pentru a-și risipi dubiile și nedumeririle unui cuget permanent nesatisfăcut, permanent nemulțumit, deși își amintește scriitoarea, mina scriitorului era mina lui Cosmescu, era veselă, chipul era zâmbitor, vorbele erau însoțite de un surâs binevoitor, dar exista neapărat și un dedesubt ironic sau amar.
Traducând peste 100 de cărți din literatura universală, Alexandru Cosmescu și-a rafinat limbajul, și-a nuanțat stilul, s-a plămădit artistic în spiritul marii literaturi. Cărțile traduse de el au contribuit enorm la o bună cunoaștere a cititorului nostru, a literaturii universale, a scriitorilor universali, și au constituit un act compensator pentru imposibilitatea de a-și fi scris propriile texte așa cum și-ar fi dorit. Toată energia creatoare era canalizată în traduceri, unicul spațiu al libertății artistice admise în acei ani. Toate tălmăcirile lui Alexandru Cosmescu poartă semnul adevăratului talent, scria Vladimir Beșleagă, prefațatorul antologiei Miraculoasele tărâmuri. Pentru Cosmescu a traduce nu echivala cu un act de translare fidelă a originalului, ci cu îmbogățirea acestuia cu propria sa achiziție culturală. Alexandru Cosmescu, traducătorul, selectează pentru fiecare autor tradus un strat sau câteva din propriile resurse lingvistice, în care îl invită și îi construiește o nouă locuință. Chiar dacă fiecare autor tradus impune alegeri punctuale diferite, câmpul stilistic și discursiv al traducătorului rămâne același, al lui, scrie prefațatorul Alex Cosmescu. Traducerile din Dostoievski, e vorba de Idiotul, din Tolstoi, e vorba de Război și pace, din Gogol, Taras Bulba, așa, din Cehov, e vorba de Omul în cochilie, din Bulgakov, ce interesant, a pus titlul Cosmescu, Gâtița de oțel, da? L-au ținut pe Cosmescu în albia protectoare a literaturii autentice și l-au ajutat să reziste într-un spațiu literar și cultural decrepit și ostil. Din Rațiuni de spațiu, volumul Darurile magilor reia doar câteva dintre cele mai apreciate traduceri ale scriitorului. Bulgakov, Gâtița de oțel, Jean Cocteau, Vocea omenească, Piesă într-un act, Cehov, Omul în cochilie și altele. În cei peste 40 de ani dedicați traducerilor, crezul lui Alexandru Cosmescu a fost următorul. Tot ce fac prin traduceri e spre hrănirea afectivității și intelectului poporului meu. Dragi telespectatori, acest proiect centenar recuperează biografia de creație a unui scriitor reprezentativ pentru literatura română din Basarabia secolului 20, dar și biografia unei epoci, cu actorii ei, cu dramele și sfârșierile sale. Fără acestea, tabloul literaturii noastre ar fi incomplet. Vă mulțumesc și vă invit la lectură! Acest proiect este realizat cu sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.